Elevii claselor a 8 au început astăzi examenele de evaluare națională 2022. Prima probă a fost la limba și literatura română, urmând ca peste 2 zile să se dea examen la matematică. Evaluarea națională 2022 a început pe data de 14 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română. Proba a început la ora 9, iar accesul în sală s-a făcut până la ora 8:30. La nivelul județului Mehedinți s-au înscris 1721 de elevi, dintre care 132 au fost absenți. Astăzi, 14 iunie, a avut loc proba scrisă la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale la clasa 8-a. Am avut 84 de unități școlare care au absolvenți, am organizat 64 de centre și am avut un număr de 1721 de înscriși. Dintre aceștia, 1721 de elevi înscriși, avem 1589 prezenți și 132 de copii absenți. În continuare, joi va fi proba la matematică. În data de 23 iunie vom avea o primă afișare a rezultatelor înainte de contestații. În 23-24 iunie copiii depun eventuale contestații. În data de 30 se vor afișa rezultatele finale. Astăzi, din fericire, nu am avut niciun incident, niciun centru de examen. Elevii au primit varianta 4 a subiectelor făcute pentru acest examen de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Participanții au avut de răspuns la mai multe întrebări pe un fragment din Toate pânzele sus de Radu Tudoran și unul din Frânturi din viața lui de la Vrancea de Cela de la Vrancea. La ultimul subiect au avut de scris un eseu despre cea mai frumoasă întâmplare din vacanță. După proba scrisă la limba și literatura română, va avea loc examenul la matematică, iar pe data de 17 iunie, proba la limba maternă.